Sute de vasluieni uită că actul de identitate este un document absolut necesar pe tot parcursul vieții, astfel că păstrarea lui nu este tocmai una potrivită. În general, cetățenii nu reușesc să păstreze actul de identitate în condiții corespunzătoare și am constatat că numărul se menține. Am avut în trimestrul 4 eliberate ca urmare a pierderii actului de identitate 1085 acte și ca urmare a deteriorării încă 466 de acte de identitate. În cele mai multe dintre cazuri, motivul este același. În primul rând ar fi neglijența deci a unor cetățeni și starea de stres care există poate la unii, dar în primul rând consider neglijența. Nu le păstrează în mod corespunzător. Deci eu consider că actul de identitate trebuie păstrat foarte bine pentru că este necesar oriunde ai merge, îți trebuie actul de identitate, altfel nu poți să-ți rezolvi drepturile și obligațiile pe care le ai față de alți cetățeni și, în primul rând, față de instituțiile statului. Drept urmare, reprezentanții Serviciului de Evidență a Populației recomandă ca cetățenii să conștientizeze necesitatea actului de identitate și să-l păstreze în condiții optime pentru ca acesta să poată fi folosit fără probleme până la expirarea termenului de valabilitate.